Copiii sunt așteptați pe 5 decembrie de la ora 10 la Casa de Cultura Sindicatelor pentru spectacolul Vine Moșul. Acesta este organizat de Tineretul Social Democrat în colaborare cu Liga Studenților Social Democrați și Liga Elevilor Social Democrați. Scopul acțiunii este de a încuraja și promova teatrul ca formă de petrecere a timpului liber. Biletele sunt oferite ca două de tinerii social democrați. Împreună cu colegii mei de la Tineret dorim să ne implicăm în viața socioculturală a comunității tinerilor din județul Satu Mare. Drept urmare oferim 100 de bilete gratuite pentru spectacolul Vine Moșul susținut de actorii Teatrului de Nord, a precizat Raul Băbțan președintele TSD Satu Mare. TSD Satu Mare va continua acest gen de acțiuni pentru conștientizarea și promovarea culturii în județul nostru. Biletele pentru spectacolul Vine Moșul se pot ridica de la sediul PSD Satu Mare, strada Ștefan cel Mare, numărul 1.